În 91 la Dinamo, cred că au venit vreo 17-18 jucători. Au adus Nea Vasilianul, da. Nea Florina Dragean, antrenor. Plecase toată echipa mare. Da, au mai rămas Mihaescu, da. Damaschin, Stelea, foarte puțin. Plecase jucătorii. Da, da. Care... Cum s-a zis, o echipă întreagă. Exact. De la portar până la... Exact. Dar venind 18 jucători, concurența era foarte mare. Și la fel, Îngerașe, care am avut o cumpănă iar foarte mare la Dinamo, fiindcă am vrut să plec de la Dinamo. Am să te trebuie încă una. Da, ți-am spus, nu puteam să spun, mă, sunt liniștit. Chiar la echipa națională. Și că se rezolvă așa. Chiar și la echipa națională să povestesc dacă ajungem. Am plecat în turneu de pregătire la Amsterdam sau Rotterdam, la Rotterdam, și am jucat cu Galatasaray, Feyenoord, noi și Mehelen. Da. Malin. Da. Asta era Dinamo, gata. Dinamo. Am semnat, eram liniștit, eram într-adevăr un vis împlinit, dacă pot să spun așa. Am jucat, am câștigat turneul cu echipele astea. Am jucat 4-5 minute sau nu mai știu, două meciuri, nu mai țin minte exact. Și la ultimul meci cu Galatasaray am scăpat spre poartă, am dat un lob, m-a certat Nea Florina Dragean, m-a rupt după meci. Eu bucuros, venind nou la echipă, m-a distrus. Ce am făcut? Înțelegeam în momentul respectiv. Când bat joc de el, trebuia să fac 3-1. Adică am ratat o ocazie, trebuia să fac 3-1 și așa mai departe. A fost foarte frumoasă perioada. Și eu foarte supărat, m-a certat părintește, ca antrenor, nu mai știu cum a fost. Da, te-a certat. A certat tare. De față cu ceilalți? Sau... Da, în față cu echipa, clar, în vestiar. În vestiar. Deci ceartă din aia, ca la carte. Exact. Cum? Da. Bun. Trece noaptea, plecăm spre casă, în avion, eram supărat și am spus lui Vasilea, nu, eu mă întorc înapoi. Nu, i-am spus, Viorel Hizu a venit cu noi la... S-a transferat împreună cu eu, Mihali și Viorel Hizu la Dinamo. Da. Și am spus, Neaviu, du-te, spune lui Nea Vasile, că eu nu stau la echipa asta și nu știu ce. Și n-am făcut nimic, în fine, nici eu n-am înțeles, nici eu n-am înțeles nimic. Și în avion, Nea Vasile în urmă, ia la el în față, că noi stăm în spate. Stătea cu... Da, așa? Ia vină băiete în cont. Da. Și mi-a spus așa, i-am descris tot ce a fost, de-a Florin de față. Dumnezeu să o odinească, Dumnezeu, așa? Și, țin minte, îl văd și acum în față, a zis, tu vei fi la fel, tu vei fi copilul meu, vei fi cel mai bun la Dinamo. Și mă uitam așa la el. Halagian, ți-a spus. Nu, Vasile. Domnul Ianul. Și zic, nu eram convins. Da. Așa. Și a trecut supărarea. Cu Nea Florina Dragean am avut după aceea o relație extraordinar de frumoasă și adică mă refer la antrenorul jucător, a fost foarte, foarte frumos, dar tot timpul a fost o cumpănă la mine, tot timpul am fost... N-ai fost sigur că... Da. Da. Primul an, un an de excepție pentru Dinamo, am luat campionatul, la diferență, dar am avut și echipă, s-a format o echipă foarte bună acolo, foarte bună. Te-ai gândit vreodată că o să plece în străinătate? Adică era, ăsta era următorul pas? Da. Era echipa națională și Dinamo. Exact. Aici, da, revin foarte scurt la copilărie. Am fost atras de Germania. De Germania. De ce? Fiindcă la noi în sat, sau satul unde m-am născut, este la graniță cu Iugoslavia. Fosta Iugoslavia. Da. Și Iugoslavia transmitea toate jocurile din Germania. Le prindeați aici? Le prindeam cu antenuță, o antenă prin pom, prin nu știu ce. Prindeam meciurile și mi-a plăcut fantastic Germania. Sigur că cu originele mele vin, suntem origini de sași. Da. Și familia lui mama și familia mea. Și era clar o apropiere, da, apropiere și mi-a plăcut Germania foarte mult. Și am zis, mă, următorul obiectiv, am debutat la echipa națională, m-am dus la Dinamo. Zic, Germania, îmi doresc să ajung în Germania. Sigur, după 2 ani pe Ticuza Dinamo, care într-adevăr atunci pot să spun că m-am consacrat, și pe plan internațional, că am jucat în cupe europene, am avut parcurs destul de bun la momentul respectiv cu Dinamo București.
A venit turneul din 93 din Olanda. Nea Vasile, cum se ocupa foarte bine de pregătirea echipei, ne ducea numai prin Olanda, prin Belgia. Așa prin... era tot, se făceau turneele alea, da. Turnee, da. Nu că ai 3-4 meciuri, da, antrenamente, da. Cum și acum, dar exact. Ne-am început de atunci. Da. Că Nea Vasile a fost, da, s-a ocupat de echipă. Da. Și, sigur, îmi doream să plec în străinătate, deși avem contact cu Dinamo, este clar. La fel, într-o după masă, am terminat antrenamentul și îl văd pe Nea Vasile cu încă 3-4-5 persoane. La baza noastră de antrenament acolo. Nu le cunoșteai, nu le știai? Nu, erau din Belgia, da, Cercle Bruj. Da. Și după o discuție cu dânsul, eu știu, de... Atunci nu era telefoane, da. Era o discuție de vreo 10 minute. Să știi că am bătut palma cu ei, te transfer în Belgia. Dar a trebuit să mă întreba și pe mine. Da, cum Nea Vasile? Sigur că... prin impresar, da, da. Prin impresar, prin omul care... Da, era gata, era făcut, da, treaba. O să fim, bineînțeles că diferența între salariul nu se punea și zice, gata, îți ai bagajele, te duci la oamenii și te duci în seara asta la, pleci la Bruj. Fă, când am auzit, zic, cum să mă duc, doamne? Eu atunci am zis, bine, mă duc, dar vreau să le iau și pe Selimie și cu mine. Da. Noi eram la Dinamo, am avut o relație foarte bună, da, pe ea. Nu, nu, deocamdată tu te duci. Bun, m-am urcat în mașină. Bagajele, ce să faci? Bagaje prea multe n-aveam. Da, ai luat o gentuță și hai. Exact. La Bruj trebuie. S-a ocupat, da, de la din Olanda la Bruj, n-am fost mult, vreo 2 ore și ceva. Nu era telefoane, să anunț pe nimeni. M-am dus. Ai plecat cu Dinamo? Exact. S-a auzit prin presă, bineînțeles, da, ce s-a auzit la momentul respectiv. Și a doua zi eram jucătorul Cercle Bruj. Sigur, am discutat cu antrenorul de la Cercle Bruj, i-a plăcut de mine, în fine, mai multe, da, detalii de ăștia care... Da, ai aflat după aia, te urmăriseră, te... Bănesc că nu au venit așa să te ia... Probabil, este clar că toată intermedierea a fost făcută prin Nea Mircea Petescu. Da, care avea acolo relații bune în Olanda, da, și Belgia. Exact. Gică Popescu la Eindhoven, 91. Exact, exact. Neluțu Săbău. Exact, la Feyenoord. Feyenoord, da. Și dânsul a intermediat... Și ai ajuns la Bruj. Pleca cu Dinamo. Era la Bruj, exact. Prezentat. Nu știam pe ce lume sunt. Zic, cum? La Dinamo? Iubeam Dinamo. Eram, da, țin minte și acum, mi-a dat numărul 4. Să fac poză cu numărul 4. Băi, nene, stați un, da, pic. Stai puțin, că eu am 7 la Dinamo. Așa era. Ce fac cu tricou? Exact. Era loc fundaș central. Da, bun. Am luat. N-am înțeles foarte multe de acolo, dar... De alte lucruri s-a ocupat Nea Mircea, da, Petescu, da, și într-adevăr am avut la fel, pot să spun, să dă grea aduc aminte, îngereașii mei care am avut un sezon foarte, foarte bun la, în primul an la Cercle Bruj. Adică am ieșit Cercle Bruj, nu o echipă foarte, da, foarte, da, bună. Da, nu era o echipă da, dar am ieșit cel mai bun străin din campionatul Belgiei și atunci erau jucători la Anderlecht, la Club Bruj, foarte internațional belgien. Da, da, da. Zetterberg era pe la... Par. Da, par Zetterberg. Exact. Era care domina fotbalul, da, Anderlecht, da, cu Club Bruj. Și am ieșit cel mai bun jucător în primul an. Ma. Da. Dar gândul meu tot timpul era spre germani. Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!